Consiliul Județean Timiș și ADR Vest au semnat contractul de finanțare pentru modernizarea unui tronson important al drumului DJ-691, porțiunea care leagă județele Timiș și Arad. DJ-691 pornește din Timișoara și trece prin Dumbrăvița, Giarmata, Pișchia, Fibiș, Mașloc și Alioș, ajungând până la intersecția cu DJ-682. Sectorul vizat pentru modernizare prin programul Regional Vest 2021-2027 se întinde pe aproximativ 29 de kilometri, de la intersecția cu autostrada A1 până la granița cu județul Arad. Modernizarea acestui tronson este parte dintr-o strategie mai amplă a administrației județene de îmbunătățire a mobilității și conectivității rutiere în vederea stimulării dezvoltării locale, explică Alinica, președintele CJ Timiș. Valoarea totală a proiectului cu TVA inclus este de circa 126,5 milioane de lei, din care 102,5 milioane de lei reprezintă cheltuieli eligibile. Restul de 24 de milioane acoperite din bugetul propriu al administrației timișene însumează cheltuieli neeligibile, la care se va mai adăuga o cofinanțare în cuantum de 2% din totalul valorii eligibile. Obiectivul general al proiectului modernizare DJ-691 sector nod de descărcare A1, limită județ Arad, prevede creșterea conectivității, accesibilității și mobilității din regiunea vest prin modernizarea infrastructurii rutiere conectate la rețeaua TNT. Perioada de implementare este de 36 de luni de la data emiterii contractului de finanțare, durata de execuție fiind estimată la 24 de luni. În prezent se lucrează la documentația pentru organizarea licitației de desemnare a constructorului care va realiza lucrările.